Guvernul a discutat rectificarea bugetară. Ministrul a spus că în condițiile crizei generate de epidemia de coronavirus, economia va înregistra o scădere de 1,9% în acest an, conform Comisiei de Prognoză, iar deficitul bugetar va crește la 6,7% din PIB. Prima rectificare bugetară pentru acest an este o rectificare bugetară care vine mai devreme decât eram obișnuiți, pentru că a fost nevoie de unele măsuri pentru susținerea economiei. Așa cum am promis, veți vedea că pachetul care vine pentru, în susținerea economiei, se cumulat, are o valoare de aproape 3% din PIB. Vorbim aici de șomaj tehnic, garanții pentru IMM Invest, ajutorul profesii liberale, indemnizații concedii medicale, sănătate, ajutor pentru părinți, stimulente cadru medical. Toate acestea, însumate, în plus facilitățile fiscale pentru companii, duc la un pachet de 3% din PIB. Ceea ce înseamnă, bineînțeles, că și deficitul se va schimba. Coordonatele macro de la care pornim, economia, în acest moment, Comisia Națională de Statistică și Prognoză estimează că pentru anul 2020 economia va avea o contracție de minus 1,9% din PIB, ceea ce înseamnă că și un deflator PIB de 4,1% din PIB. Asta înseamnă o creștere generalizată a prețurilor în economie și atunci un PIB nominal de 1,08 miliarde lei față de 1,12 miliarde lei cât am avut în vedere la bugetul inițial. În aceste condiții, deficitul bugetului general consolidat crește de la 40,5 miliarde lei la 72,5 miliarde lei, ceea ce înseamnă un deficit estimat pentru acest an de 6,7% din PIB. La venituri se înregistrează o scădere de 23,2 miliarde, iar în condițiile în care 3,8 miliarde vor veni de la Comisia Europeană, veniturile scad în final cu 19,4 miliarde de lei. Cheltuielile bugetului general consolidat cresc cu 12,5 miliarde de lei. În primul rând, la cheltuielile de personal avem un plus de 576 de milioane de lei. Și aici este inclus acel stimulent, plata stimulentului de risc, în cuantum de 2.500 de lei brut pe lună, pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 pe perioada stării de urgență. Este acel stimulent pe care l-a anunțat președintele României, este inclus în buget și se vede și la cheltuielile de personal. Cresc cheltuielile cu asistență socială cu 6,9 miliarde de lei și aici este vorba de șomaj tehnic, de asigurarea plății indemnizațiilor, asigurări sociale, de sănătate pentru concedii medicale și alte cheltuieli care se fac din acest buget. Se majorează cu cheltuielile și cu cheltuielile la fondul de rezervă cu 3 miliarde de lei, vom include 3 miliarde în fondul de rezervă și aici scopul includerii acestor bani în fondul de rezervă este simplu. Până la următoarea rectificare, în cazul în care avem nevoie de resurse pentru șomaj tehnic suplimentare, pentru sănătate, pentru autoritățile locale, putem să luăm acești bani din fondul de rezervă să nu mai facem o rectificare bugetară. Acesta este scopul acestei sume în fondul de rezervă. Scăderile vin din încasările de impozit pe profit, impozit pe venituri, TVA, accize și contribuții pe asigurările sociale.